Bună ziua, dragi prieteni, sunt Pachisoava și vă salut cu drag pe toți de aici din bucătăria mea. Dragii mei, după părerea mea, ciorba este una dintre cele mai sănătoase mâncăruri, așa că rețeta de astăzi este ciorbă acră de legume cu afumătură și tăiței. În general, ciorbele se fac ușor, au o tehnică simplă, sunt spornice și sățioase și se pot servi în orice moment al zilei. În cazul nostru, afumătura dă un gust excelent, combinația de legume cu afumătură face ca această ciorbă să fie de nota 10. În continuare, vă invit să urmăriți ingredientele de care avem nevoie și modul în care eu gătesc această ciorbă, care după cum se vede arată foarte bine, este aromată și delicioasă. Am aici un kilogram și 200 de coastă de porc afumată, am pus-o într-o oală, am turnat peste ea apă fierbinte și am lăsat-o cam 15 minute ca să se înmoaie și dizolve toți coloranții și prafurile cu care a fost vopsită. Coasta mea este din comerț, dumneavoastră dacă aveți producție proprie, săriți peste această operație. Ne mai trebuie scoroșie mare sau două-trei mai mici, doi ardei, un păstârnac, o ceapă mare, o bucată de rădăcină de țelină, doi morcovi mari, doi cartofi mai mari, în jur de 500 de grame, ulei, sare, piper, 750 de ml borș acru de casă și opțional o foaie de dafin și verdețuri după gust. Tăiem coasta în bucăți, după ce am uh, curățit-o bine în prealabil, o punem în oală, punem apă rece peste ea și o lăsăm să fiarbă la capac, dar rămânem atenți, controlăm să vedem dacă scoate ceva spumă. În acest timp, noi decojim, spălăm și tocăm uh, toate legumele. Când ciorba noastră scoate spuma, o îndepărtăm și uh, după aceea Adăugăm ceapa tocată mărunt, acoperim oala și lăsăm să fiarbă doar cu ceapa pentru 20 de minute, după care vom adăuga morcovii tocați mărunt și aproximativ 2-3 linguri de ulei și lăsăm să fiarbă pentru încă 10 minute, timp în care noi ne vom ocupa de preparatul tăițeilor. Batem un nou cu un praf de sare, adăugăm o lingură de ulei. Mai batem puțin, după care vom adăuga două linguri de făină. Amestecăm bine cu lingura. Depinzând de mărimea oului, este posibil să mai adăugăm puțină făină în plus. Apoi presărăm făină pe masă și terminăm de frământat aluatul de tăiței aici pe masă. Între timp, vom adăuga și roșiile și ardei tocați la ciorbă, cum cele 10 minute de fiert morcovul au trecut, deci trebuie să adăugăm roșiile și ardei tocați la ciorbă și lăsăm să fiarbă în continuare. Cine dorește poate adăuga o foaie de dafin sau orice altceva. Când am terminat de frământat, după 3 minute aproximativ, vom întinde aluatul cu ajutorul unui sucitor cât mai subțire posibil, deci fiecare după gust și preferință, apoi presărăm făină pe foaie și rulăm. Când roșiile și ardei au cam 10-12 minute de fiert, adăugăm și cartofii și albitura în ciorbița noastră. Punem și puțin piper măcinat și lăsăm să fiarbă pentru 25-30 de minute sau până când se fierb cartofii. Tăiem tăiței după preferință, presărăm puțină făină peste ei, și răsfirăm, desfacem rulourile. Punem apă cu puțină sare la fiert și când dăm clocot, adăugăm tăiței, mestecând ca să nu se lipească între ei. Și după două minute luăm crăticioara de pe foc și punem apă rece peste tăiței pentru a se răci și a opri fierberea. Încălzim borșul în microundă și îl adăugăm în uh, ciorba noastră. Când uh, s-au fier cartofii, adăugăm și tăiței în ciorbă. Imediat după aceea batem și un nou într-un castron uh, mai mare, adăugăm 250 de ml de smântână sau iaurt, ce doriți dumneavoastră, Amestecăm bine și punem ziamă ferbinte din ciorbă în timp ce amestecăm continuu până se umple castronul. Apoi Vom opri focul, punem smântâna în oală, amestecăm puțin, după care adăugăm verdeața, gustăm să vedem dacă îi mai trebuie ceva sare, ținând cont că fumătura este sărată, deci gustăm dacă îi mai trebuie ceva sare sau piper și după ce am adăugat și verdeața, ciorbița noastră este gata. Uitați-vă și dumneavoastră cum arată ciorbița noastră. Am pus puțin piper măcinat în castron. Este o ciorbă bogată, foarte gustoasă și benefică sănătății. Cu carne a fiert foarte bine, eu am scos oasele și am lăsat afumătura fără oase. Dragii mei, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. După cum ați văzut, greu de făcut nu este și vă sfătui să faceți și dumneavoastră această rețetă pentru a degusta această bunătate de ciorbă. Dacă credeți că undeva cuiva această rețetă îi poate fi de ajutor, o puteți distribui. Cu speranța că puteți găsi interesantă rețeta și că o veți găti într-o bună zi, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și vă mai aștept în vizită pe site-ul meu, unde dacă veți intra veți găsi mult mai multe bunătăți. Până la următoarea rețetă, eu vă urez multă sănătate, să-i aveți pe cei dragi mereu alături, poftă bună și numai bine! La revedere!